Programul hipermarketurilor din România ar putea fi schimbat. Acestea ar putea fi închise duminica, iar sâmbăta să funcționeze la un program mai scurt. Haideți să vedem ce spun timișorenii despre acest lucru. Noi românii de obicei facem cumpărăturile în weekend, pentru că pe săptămână de regulă suntem la serviciu. Și dacă mai avem unii dintre noi și copii, ne este foarte greu. Dar asta e. V-ar afecta, spuneți, această măsură? Da. Da, pentru că de obicei fac în weekend cumpărăturile. Se întâmplă câteodată pe săptămână să am timp și îmi fac și în cursul săptămânii micile cumpărături, dar în general cele mai mari le fac în weekend. Și atunci când mergeți în weekend la cumpărături, observați că sunt foarte mulți oameni, este plin magazinul, așadar ar fi afectați mai mulți oameni? Ar fi afectați, pentru că într-adevăr este aglomerația. Am putea să ne luăm adio de la cumpărături duminica. Supermarketurile din România ar putea fi închise duminica, iar sâmbăta să aibă program scurt, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament. Unii timișoreni par revoltați, întrucât, spun ei, sâmbăta și duminica sunt singurele zile în care reușesc să își facă cumpărăturile săptămânale. Nu e bine că lumea are nevoie și duminica să cumpere, să facă cumpărături. Alții însă empatizează cu lucrătorii comerciali și se bucură că aceștia nu vor mai lucra duminica. Într-un fel mi se pare corect, pentru că trebuie fiecare om să mai aibă și el un liber. Plus că mi se pare corect, zice și în Biblie, duminica e prima zi a săptămânii, zi de odihnă, și mi se pare normal să fie o zi liberă pentru oameni. Pentru că așa e și în Europa, dacă stăm să ne uităm, în Germania mi se pare că sâmbătă sau duminică sâmbătă mi se pare că ori e program foarte scurt și duminică închis. Mi se pare un pas spre normalizare. Dumneavoastră, când obișnuiți să faceți cumpărăturile săptămânale? Păi, de obicei, sâmbătă fac. Sâmbătă, cam așa. Sâmbătă, duminică nu prea. Foarte rar. Deci nu v-ar afecta această schimbare? Să zic, la început poate, dar după aia nu. Că te obișnuiești, intră în normal. Rămâne de văzut când și dacă această lege va fi implementată. Comuna Fârdea a devenit stațiune turistică de interes local. Lacul Surduc este o rezervație mixtă de interes național cu o suprafață de 460 de hectare, fiind cel mai mare lac din județul Timiș și este o destinație turistică foarte frecventată în timpul sezonului estival pentru activități de agrement, înot sau cicloturism. Această catalogare ca stațiune turistică de interes local a lacului Surduc conduce la o dezvoltare fără precedent a comunității din Fârdea prin posibilitatea accesării de finanțări europene dedicate pentru dezvoltarea sectorului de turism, agrement, spații de cazare și dezvoltare a infrastructurii locale. Împreună cu colegii mei din grupul consilierilor județeni ai PSD Timiș, am militat constant în plenul CJ Timiș pentru înființarea unui compartiment public de salvare acvatică, salvamar destinat lacului Surduc, cât și pentru sprijin din partea administrației județene pentru pregătirea documentației necesare pentru avizarea ca stațiune turistică de interes local, eforturi care nu au putut să contracareze orgoliile politice ale actualei administrației liberale, CJ Timiș. Reușita se datorează astăzi exclusiv comunității și administrației locale din Fârdea prin implicarea, responsabilitatea și dăruirea doamnei primar, Maria Rovena Violeta Dobrean. Consiliul Județean Timiș are nevoie de dinamism, determinare și rezultate imediate pentru nevoile actuale ale comunităților pe care le reprezentăm, transmite liderul consilierilor județeni PSD, Alexandru Iovescu. Circulă din nou tramvaiul pe cetății după 3 ani de șantier. Primii călători au fost copiii care au avut un concurs de istoria transportului public chiar într-un tramvai. A fost un șantier greu, dar necesar. Le mulțumesc în primul rând tuturor celor care locuiesc în cartier pentru răbdare și înțelegere. Acum zona este conectată de restul orașului prin tramvai, velo, pietonal și auto. Am crescut suprafața de spațiu verde la 20.000 de metri pătrați, cu peste 400 de arbori nou plantați. Primii 1,5 km de linii de tramvai înierbate cu 10 stații moderne, rețele de apă canal, termoficare, iluminat public schimbate și cabluri aeriene introduse în subteran, trotuare și piste pentru bicicliști, 26.000 de metri pătrați carosabil modernizat, un proiect de 110 milioane de lei care respectă opțiunile de deplasare ale fiecăruia. E un proiect care a început acum 15 ani, când în decembrie 2009 primarul Ciuhandu a aprobat studiul de fezabilitate în Consiliul Local.
local. Sunt mândru de echipa care a tras tare în ultimii 3 ani să-l transforme din hârtie în realitate, așa cum au așteptat foarte mulți timișoreni, transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț. Asistenta maternală este suspectă acum în cazul morții fetiței de 4 ani pe care o avea în grijă. Aceasta a stat preț de aproape 2 ore în fața procurorului, unde a povestit în ce circumstanțe a murit copila. Asistenta maternală declară că ar fi sunat la 112 după ce Ana a căzut din pat, dar cel care era de serviciu i-ar fi spus că nu are timp de prostii. Aceasta spune că se simte complet nevinovată. Recunoaște însă că a fost mai strictă și că îi mai bătea pe copii cu o curelușă. Știi, doamna, nu, dar nu le puteți normal privi în acest moment. De ce nu v-ați uitat la fotografie? M-am uitat la tribunal, că toate sunt acolo. E normal să arată așa un copil, doamna. Vreodată în vreun fel pe i-am, copii? I-am pus în genunchi, i-am pus în genunchi. La Seba l-am lovit cu o curelușă, că i-a smuls părul Anei, am poze, de asta am și făcut poze. Și odată o ținut căruțul de s-o urcat Ana să-și ia biscuit. Deci totuși la repetere. De da, 2 ori. Ați considerat că așa trebuie să faceți educația copiilor? Da, așa am considerat. Avocatul Carmen Obârșanu a dezvăluit ce s-a întâmplat la parchet. Am văzut raportul medico-legal, am constatat că sunt 57 de leziuni constatate pe trupul victimei, iar acele hematome care se aflau la zona craniană și care au fost anatogeneratoare erau acoperite de fibrină. Deci, ceea ce spune că a căzut de pe pat e categoric fals, pentru că nu se producea fibrina în câteva ore sau în câteva minute. Nu. Înseamnă că sunt de cel puțin 2-3 zile acele leziuni pe care le-am manifestat. Pe de altă parte, am constatat că există un raport psihologic din care rezultă copilul la 4 luni după ce ajunsese în casa asistentei maternale prezenta fenomene de stres și nici de cum tulburări de mers, așa cum spune bătrâna. Am și încercat la un moment dat și a venit agresivă și față de mine, pentru că eu găsisem într-un raport psihologic că manifestă niște un comportament din acestea care este agresiv de superioritate și eu cred că acest faptul trebuia investigat mai bine înainte de a se da copiii. Deci undeva există niște deficiențe. Pe de altă parte, Direcția pentru Protecția Copilului a refuzat să prezinte rapoartele managerilor de caz. Ea susține că fetița dormea tot timpul. În perioada 1 noiembrie, 6 decembrie, iar a doua zi a murit, copilul nu a fost dus la grădiniță. Îmi pun întrebarea, oare motivat de faptul că nu voia să lucre la grădiniță, ci fetița voia să doarmă. Mie mi-e greu de crede lucrul acesta. Deci era exact în perioada în care îi se produceau acele leziuni și scopul era clar. A încercat și mi s-a părut foarte ciudat și în declarația acelui minor fiat de către bătrâna agresoare, spune cu oră și minut
Deci niște lucruri care se vede clar că a fost învățat să le spună. Asistenta maternală a fost audiată o singură dată de procurori. Nici inspectorii de la protecția copilului nu au reușit să stea de vorbă cu ea. Femeia a refuzat să îi primească în curte. Un bărbat a dat atacul la o bijuterie din Timișoara în plină zi. Poliția este în alertă și îl caută pe atacator. Un individ a intrat în magazinul de bijuterii în piața 700 din Timișoara, nu înainte însă de a se asigura că nu sunt clienți înăuntru. A cerut să vadă două lanțuri de aur pentru a le cumpăra. Apoi, în loc să scoată banii să le plătească, le-a smuls de pe vitrină și a încercat să fugă. Patronul a încercat să îl oprească, așa că hoțul a scos un spray paralizant și i l-a pulverizat în fața bărbatului, apoi s-a făcut nevăzut. La data de 20 februarie 2024, în jurul orei 13, polițiștii secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-un magazin de bijuterii de pe strada Bredicianu din Timișoara, ar fi dat cu spray paralizant în direcția proprietarului magazinului și a sustras două lanțuri de aur. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și dispunerea măsurilor legale care se impun, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Polițiștii de frontieră au depistat ascunși în mijloace de transport, respectiv deplasându-se pe jos, 18 migranți care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria cu scopul de a ajunge în țări din vestul Europei. 5 cetățeni din Pakistan și Sri Lanka au fost depistați de către polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Vârșand cu ajutorul unei drone. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Vârșand au observat în timpul executării misiunilor specifice de supraveghere a frontierei de stat la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră, cu ajutorul unei drone, un grup format din 5 persoane care se deplasau pe jos. S-a procedat la deplasarea către locul unde se aflau persoanele și interceptarea acestora. Întrucât nu își justificau prezența în zonă, au fost conduse la sediul sectorului pentru efectuarea verificărilor. În urma cercetărilor a fost stabilit faptul că sunt cetățeni din Pakistan și Sri Lanka intrați legal în țara noastră și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Turnu, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul sectorului teritorial al Poliției de Frontieră Timiș au depistat la aproximativ 50 de metri de linia de frontieră într-un autoturism înmatriculat în Serbia și condus de un român 5 cetățeni străini. În acest caz, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Sri Lanka, Etiopia și Bangladesh. De asemenea, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Episcopia Bihor au descoperit 3 persoane din Congo, ascunse sub una din semiremorcile transportate de vagoanele trenului de marfă care circula pe relația Oradea-Stuttgart. Alte 5 persoane din Egipt au fost descoperite la aproximativ 300 de metri față de linia de frontieră de către polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Borș într-un autovehicul înmatriculat în Italia. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferii autoturismelor și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, respectiv pe jos, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. S-a dat alarma la Timișoara, o persoană posibil dispărută în apele râului Bega este căutată chiar în aceste momente de către autorități. ISU Timiș, ISU Hunedoara, dar și ISU Arad și-au dat mâna într-o amplă acțiune de căutare a persoanei dispărute în apele râului Bega. Doi studenți au fost cei care au dat alarma la 112, spunând că au auzit strigătele disperate ale victimei care le cerea ajutorul. Așa au început căutările băiatului de 19 ani dispărut în apele râului Bega. Mai multe echipaje ale ISU Timiș, polițiști, ambulanțe și jandarmi au împânzit imediat zona. Scafandrii ai ISU Hunedoara și ISU Arad au venit la fața locului pentru a căuta în adâncime. În această dimineață, în jurul orei 4:20, am fost solicitat să intervenim pentru căutarea salvarea unei persoane posibil dispărute în râul Bega, în zona Parcul Copiilor din Timișoara. Au fost alertate toate subunitățile de intervenție ale inspectoratului, precum și scafandrii din cadrul județelor Arad și Hunedoara. Se pare că ieri ar fi fost ziua bărbatului care ar fi sărbătorit aseară, iar cel mai probabil acesta ar fi alunecat în apele râului. Da, e o problemă aici, că foarte multă lume circulă pe bordura asta îngustă. Am văzut, eu vin de mult la pește aici și circulă așa și poate să alunece. E umezit, e iarbă multă și oricând poate să întâmple. S-a mai întâmplat acum, cred că 3-4 luni e la fel.
au fost băieți căutați pe cineva, l-au găsit, până la urmă. Se întâmplă din când în când la noi în oraș. Cum vi se pare acest lucru? Iată, acum medicii încearcă să îl resusciteze pe bărbat. Da, din păcate nu cred că mai face nimic. La 4 dimineața, până la ora asta, sunt câteva ore bune. Numai dacă stai în apă un sfert de oră, te apucă ipotermia. Și jumătate de oră, cred că... Să moare așa, la barem, după 3 ore stat în apă. Din păcate, băiatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar paramedicii au declarat într-un final decesul. Condițiile au fost grele pentru că temperatura pe este foarte scăzută și vizibilitatea este redusă, dar după jumătate de oră echipa noastră de 2 scafandri a reușit să dea peste persoana dispărută și am reușit să o scoatem cu succes la suprafață. Tânărul decedat este din Republica Moldova și era student în Timișoara. Pe 24 februarie se împlinesc 2 ani de la începutul războiului din Ucraina, perioada în care Timișoara a devenit casă pentru 4.000 de refugiați, părinți care au căutat adăpost pentru copiilor. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara, prin intermediul proiectului Weldy, în colaborare cu alți parteneri, organizează acțiunea După 2 ani, Timișoara rămâne alături de Ucraina. În program sunt cuprinse mai multe activități menite să arate solidaritatea și să transmită mesajul că Timișoara rămâne alături de Ucraina și de cei care au căutat refugiu aici. Programul este structurat astfel. Ora 14, masă rotundă la Biblioteca Universității Politehnica cu lideri de opinie din comunitate, unde se va pune într-un context mai larg agresiunea din Ucraina și impactul acesteia în lume, dar și la nivel local. Ora 16, marșul tăcut pentru Ucraina. Orele 18-19, un moment de reculegere în Piața Victoriei. Primarii PNL nu renunță. Scandalul împărțirii banilor de la Consiliul Județean către primării pentru echilibrarea bugetelor continuă. Edilii au depus 37 de petiții la Registratura Prefecturii, prin care au solicitat prefectului Mihai Ritivoiu să-și retragă contestațiile cu privire la cele 2 hotărâri ale Consiliului Județean Timiș. Alinica, președintele CJT, a precizat că ceea ce a făcut prefectul este un abuz. Spun astăzi cu toată responsabilitatea că ceea ce a făcut prefectul județului Timiș prin această contestare este un abuz și o blocare fără temei legal a activității întregii administrații publice locale din județul nostru. Gândiți-vă că sunt primării dintre cele 99 care compun județul nostru, care se bazează pe sumele alocate de la Consiliul Județean Timiș. Dănuț Groza, primarul orașului St. Nicolae Mare, a precizat că primarii comunelor sunt direct afectați de această situație. Orașele care au un buget mai mare nu sunt direct afectate de această situație. În schimb, colegii, primarii de la comune, în mod categoric sunt afectați, mai ales că sunt comune care bugetul alocat investițiilor din localitățile respective, din fonduri proprii, sunt mai mici aceste bugete decât bugetul care îl obțin de la Consiliul Județean. Și așa cum au spus colegii data trecută la întâlnirea cu domnul prefect, ați văzut, sunt diverse situații sau diverse probleme care ar fi putut să și le rezolve cu bănuții respectivi. Prezent la întâlnire a fost și primarul PMP de la Săcălaz, Nicu Viorel, care a precizat că zilele viitoare va face anunțul dacă va candida pentru PNL la alegerile din 2024. Festivalul Cârnaților a ajuns la o ediție aniversară, are loc astăzi în comuna Lovrin, aici unde mai mulți producători locali și pasionați de gastronomie s-au adunat pentru a concura, iar fiecare și-a adus produsul cu care speră că va obține un loc pe podium. Ei bine, căminul cultural din Lovrin devine neîncăpător de cei care au venit să deguste toate aceste preparate deosebite, iar acum cei care concurează stau cu sufletul la gură și așteaptă să vadă dacă preparatele lor vor ocupa sau nu un loc pe podium. Acest gen de evenimente a fost înființat și pornit de colegii de la Neue Banater Zeitung în 1972. Ei au făcut într-un cadru deosebit de restrâns în redacție, că astfel, numai astfel se putea la vremea aceea, într-un cadru restrâns în redacție, unde redactorii erau și juriu,
veneau 30-40 de persoane. Noi am reușit să deschidem puțin acest eveniment acum 30 de ani. Ne-am dus în casa germană Adam Müller-Guttenbrunn pentru că am văzut cerere foarte mare, interes foarte mare și potențial. Degustarea cârnaților bănățeni a avut loc la Căminul Cultural din Lovrin. Participanții, sponsori și abonații ziarului au fost invitați să se bucure de această sărbătoare culinară. Primarul comunei Lovrin, Marius Graur, spune că evenimentul a ieșit peste așteptările tuturor, căminul fiind aproape neîncăpător pentru sutele de persoane venite să deguste cei mai buni cârnați. Și Banatăl Zeitung și-a făcut datoria cu succes și la noi în localitate. Țin să vă spun că a fost colaborare maximă din partea noastră, cu atât mai mult că Lovrin a fost o localitate cu preponderent de etnie germană pe timpuri și noi vrem să reînviem aceste tradiții cu evenimentele care sunt acum și care vor urma, atât pe plan sportiv, cultural, deci etnia germană, ca să reînvie în localitatea noastră. Mă bucur că am fost contactați de foarte multe persoane care sunt plecați în străinătate, foști colegi chiar de generația mea și mai mari, care au fost încântați de acest eveniment. Candidații au așteptat cu sufletul la gură ca juriul să delibereze câștigătorii. Observ că jurizați, cum este până acum? Este strânsă această competiție? Păi suntem la început, dar se pare că e promițător. În prima fază ne-am uitat să vedem după aspect și urmează degustatul, care să vedem cine ce-o băgat în el. Dar în prima fază mi-am făcut o impresie după aspectul lui. Să mă întreb, pe partea de aspect, toți concurenții s-au calificat, ca să spun așa? Toată lumea e, dar dintre ei, cei mai buni după aspect, deja i-am cam știu despre produs. În cele din urmă, câștigătorul Marelui Premiu a fost desemnat. Acesta participă pentru prima dată în viață la o astfel de competiție culinară și a venit tocmai din Germania, special pentru evenimentul de la Lovrin. Și am rămas surprins că la atâția concurenți, eu am știut că avem un cârnaț foarte bun, dar n-am știut că e atât de bun ca să fie și premiat. Pe lângă degustarea cârnaților și a altor preparate tradiționale, cei prezenți la eveniment s-au putut bucura și de muzică și dans. Accesul spre zona Polonă, zona industrială, dar și spre localitățile limitrofe se va face pe un pasaj modern care va fi construit de primăria municipiului Timișoara. Pasajul Slavici Polonă, construit în 1982, se află în stare avansată de degradare. Pasajul Polonă aici în Freidorf, la fabrica de zahăr, este degradat total. Este o poartă de intrare în oraș și de ieșire care nu ne reprezintă și de aceea lansăm acum proiectul tehnic și execuția pentru un nou pasaj, ceea ce înseamnă de fapt că facem 3 poduri noi de la zero. Ne costă o căruță de bani, peste 90 de milioane de lei, dar trebuie făcut. Vom avea, bineînțeles, și loc pentru piste de biciclete, pentru trotuare. Este o investiție pe care cartierul Freidorf o merită de mult timp, este o investiție necesară și de aceea o pornim acum. Pasajul este degradat cu gropi, denivelări și trotuare deteriorate. Acesta va fi demolat complet și reconstruit cu 3 poduri noi, o șosea modernă de 2 km, trotuare și piste pentru biciclete. De altfel, vor fi modernizate rețelele edilitare, sistemul de iluminat public, rețeaua de gaz, apă și canalizare, iar zonele verzi nu vor lipsi. Proiectul de reabilitare va demara în acest an. De ce ai furat bijuteriile? Ce ai făcut cu ele? Fiindcă sunteți voi niște jurnaliști de c***o vrăjitie maximă și ne insistă în nerușinare. De ce ai fugit?
Oamenii legii au dat de urma bărbatului care a furat două lanțuri de aur dintr-o bijuterie din Timișoara. Tâlharul a fost încolțit de polițiști în Craiova. Bărbatul de 48 de ani este din județul Sălaj și a fost adus la audieri la Timișoara. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, în colaborare cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, au depistat în Craiova un bărbat în vârstă de 48 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, ce a avut loc în data de 20 februarie 2024 la magazinul de bijuterii de pe strada Corolian Bredicianu din Timișoara. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, urmând a fi dispuse măsuri legale în baza probatoriului administrat, transmit reprezentanții IPJ Timiș. În urma audierilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Timiș. Bugetul orașului propus de Primăria Municipiului Timișoara pentru anul 2024 a fost aprobat de consilierii locali cu unanimitate. Suma totală de peste 2,5 miliarde de lei reprezintă o creștere față de anul trecut și continuă evoluția dinamică din 2023. Datorăm aceste creșteri în primul rând timișorenilor. Avem o dinamică economică foarte mare, ceea ce înseamnă venituri mai mari la bugetul local. Apoi, o bună parte a bugetului Timișoarei se datorează fondurilor europene. Noi avem la îndemână acești bani pentru că România este membră a Uniunii Europene și Timișoara este un oraș european, a spus primarul Dominic Friț. Pentru funcționarea orașului este prevăzută suma de 1,23 miliarde de lei. Din acești bani se asigură transportul în comun, termoficarea, curățenia, întreținerea și extinderea spațiilor verzi, iluminatul public, ordinea publică, asistența socială, locuințe, cultură și sport. Ca răspuns la nevoile timișorenilor, sunt alocate mai multe fonduri pentru reparații trotuare, amenajarea de locuri de parcare, plantarea și întreținerea spațiilor verzi din cartiere și pentru o mai bună funcționare a iluminatului public. În plus, primăria sprijină prin subvenții, care se ridică la 300 de milioane de lei, activitățile de transport public și de furnizare a agentului termic. Dezvoltarea orașului beneficiază de o alocare financiară de 1,28 miliarde de lei. Ca domenii prioritare sunt educația, sănătatea, mediul și proiectele mari de infrastructură. Cea mai mare creștere este prevăzută la investițiile în educație, care însumează aproape 20% din bugetul de dezvoltare al orașului. Pe lista investițiilor se regăsesc și Arena Eroii Timișoarei, Bulevardul Vidrighin, Pasajul Solventul, Pasajul Polonă, Pasarela Gelu, Pasarela Îndrăgostiților, un nou spital municipal, Clinica de Balneologie, Clinica Orele, Corpul B al Spitalului de Copii, Cinematografele Studio și Dacia. Pentru modernizarea transportului public sunt prevăzute 421 de milioane de lei, atât pentru achiziția de mijloace de transport nepoluante, cât și pentru modernizarea liniilor de tramvai. Zone cheie ale orașului, piețele Traian, Mocion și Victoriei, vor beneficia de proiecte majore de regenerare urbană. Casa de Cultură Traian Grozăvescu Lugoj organizează în premieră proiectul Vestitorii Primăverii. Acest eveniment inedit se desfășoară în două etape. În perioada 29 februarie-2 martie, în piața Iosif Constantin Drăgan vor avea loc evenimente artistice, dar și meșteșugărești menite să promoveze și să susțină artizanii, meșteșugarii și artiștii locali. În cadrul proiectului vor avea loc activități specifice actului comercial cu obiecte artistice decorative, dar și celebrele mărțișoare. Vor susține activități coreografice copiii ansamblului folcloric Lugojana, dar și copiii școlii de dans Infinity Arts din Lugoj, precum și ateliere tematice educative. De asemenea, tot în cadrul proiectului Vestitorii Primăverii, vom avea activități dedicate lugojenilor, de această dată în sala de spectacole a Teatrului Municipal, respectiv în data de 7 martie, începând cu ora 18:30, Școala de Dans Infinity Arts desfășoară un spectacol de dans electrizant, urmat de un concert de muzică folk, începând cu ora 19:30, cu interpreții Marius Bațu și Vasile Gondoci. În data de 8 martie, la ora 15, spectacolul va fi deschis cu un recital de pian, susținut de către tânăra lugojeancă Patricia Roșca, acompaniată la clarinet de Andrei Cosma. Evenimentul se continuă începând cu ora 17:30, în compania tinerilor talente ale ansamblului folcloric Lugojana. Invitații speciali vor fi Ramona Ilieș Drăgan, Darius Cojocaru, dar și celebrul interpret bănățean Petrică Miulescu-Irimică. Accesul la aceste evenimente este gratuit.